Petrolul va înfrunta o echipă de nivelul Germaniei, cel puțin din punct de vedere al organizării jocului, după cum susține Mircea Lucescu. Tatălui Răzvan, antrenorul Petrolului, a spus despre fotbaliștii Victoriei Plujeni că n-au tehnica românilor, dar stau foarte bine în teren. Anul trecut în Europa League, cehii au eliminat Șahtiorului Mircea Lucescu după 1-1 și 2-1 la Donetsk. Lucescu susține că Petrolul are cel mai greu adversar dintre echipele românești, așa că Răzvan Lucescu va trebui să găsească soluția dezorganizării cehilor. Partida Petrolul Victoria se va disputa joi seară pe Arena Ilie Oană și va fi condusă de o brigadă de arbitri din Anglia, în frunte cu centralul Anthony Taylor. Biletele pentru acest meci sunt puse în vânzare la casele stadionului și la magazinele partenere din oraș. În același timp, fanii își pot achiziționa tichete și pentru partida de duminică din campionat cu FC Botoșani. La acest meci, Petrolul are peluzele închise după sancționarea primită la meciul cu Steaua din sezonul trecut. Conducerea clubului anunță că toți cei care au abonamente la cele două peluze vor primi bilete cu valoare zero la tribuna a doua. Acestea se emit doar la casele de vânzare ale stadionului, iar abonații trebuie să se prezinte cu cardul care arată faptul că au acest statut. Prețul biletelor este la fel pentru ambele confruntări: 12 lei la peluze, 35 de lei la tribuna 1, 25 la a doua, 60 de lei la tribuna 0 și 300 de lei în lojă.